gata, îi dau unde. Mama mea are pensie de 230 de lei, plus ajutorul social de 1 milion și ceva. Deci, în total, face 3.500.000 de la tata. Păi nu există în România pensie de asta. Așa îi zic eu, pensie. Mama n-a muncit niciodată la viața ei. E virgină, are cruce în pizdă. Păi are tată? Nu știu. Cum a născut pe mine, în Sfântul Duh. De ce? Păi crede în Dumnezeu. Și a venit Dumnezeu și plana așa deasupra lui mama. Cum plana, da. Avea un plan și plana. Și nu știu ce a făcut. I-a suflat în pizdă. Și a umflat-o. Cum a umflat-o? A umflat-o pe mama, a făcut-o umflat-o. Și după aia i-a dat o pensie mică. A zis, bă, ești prea umflat, ești prea greu. Îți dau pensie mică să bagi nutriție la guriță mai puțin. Și mama îmi dă stârguri din pomana ei electorală. De ce, băi? Trebuie să aibă nebun de căcat. Mama mănâncă căcat și îmi dă și mie dirimituri de căcat. De ce? Și i-a tăiat și pensia. Cum? A, i-a tăiat. Are un loc pe lună. Cum? Mama? Mama? E voie de pizdă aici. Hai că mă duc până la mama. Să vină cu găsim. Futu-ți morții, mă, mamă, dacă nu răspunde scârba aia, înseamnă că e chiar de tine. Trebuie să fie acolo. Ori e mama, ori e tata, cu scaibe. Cred că își dă și suge pulili. Că nu cred eu că a venit doar până la mine și pe a plecat. Mamă, câta dragoste. Stă acolo. Și se mângâie pe lindic.